vorbește, mă! Ești în călduri? Ți-arăt eu, mă, călduri. Ți-arăt eu, mă, călduri. Prietena mea bună, norocitule, mă! Prietena mea, mă! Prietena... Uite cum mă rănești tu ca mine, mă! Vorbește, mă! Ești în călduri? Ți-arăt eu, mă, călduri. Ți-arăt eu, mă, călduri. Prietena mea bună, norocitule, mă! Prietena mea, mă! Prietena... Mă, semne, norocit! Uite cum mă rănești tu ca mine, mă! Să revedem tâmpenia asta. Ca să aflăm adevărul, George. Nu vrei să știi de ce Chiorete e în halul în care e? Ia fă un scop aici, hai! Nu se vede nimic, dragă! Băi, dă înapoi și lasă să meargă cu încetinitorul. Aha! Ia uite cum se mișcă cerceaful. Vezi? Urcă, coboară, urcă, coboară. Ăsta e sex, George. E sex pe naiba. Din unghiul ăsta nu putem să ne pronunțăm. E, nu putem pe naiba. Auzi? Ia fă tu rost de numărul lui Ionita, că sigur se pricepe la faze de-astea. Hai. Mămică, tu ai nebunit? Păi vrei să facem armata de râs? Oricum o să o faci deștept, aș mă, din gură. Gogoașe. Uite-te atent, mă. Nu te uita ca un bou superficial, da? Uite de acolo, nu te uita la mine. Uite, uite-te la covertură. Urcă, coboară, urcă, coboară. Vezi, mă? Văd, dar nu știu că... Eu nu mă pricep, nu sunt tare cu sexul, nu. Ce vorbești, mă? Nu te pricepi, a? Dar de revelion mă sufocai cu limba. Nu te pricep. Uite de acolo și zici și tu ceva. Așa ai făcut, mă? Scârbosule, te omor! Stai mă acolo, mă! Aia a fost o filmare, ce nu știi? Omul și-a intrat în personaj! Trebuia să aibă sex appeal, să fie gigolo, ce te enervezi așa? Hai, mă, ieși! Ejec! Ieși! Ieși, du-te! Am ieșit! Asta e mai viril ca pupăză. De-l habar n-are prostul. Da. Dar tu de unde știi cât de viril e pupăză? Păi n-am filmat de revelion, dragă, cu el. Cum de unde știu? Trei șefă, permiteți?
Ia vino cu a, umflatule. Vino cu a. Ai, eu? Să-mi da. Se fac. Uite-te acolo. Ce sugerează imaginea asta? Cui, mie? Păi doar nu mie. E sex sau nu? Ăsta v-aș arăta eu sex, ea, dar e șeful de față. Fiți, nu știu, asta e ăla, e ma cu cioretă, nu e sex, unde să fie sex? Aha, vezi? Ce să văd, mă? Nu e, mă, Ema cu chiorete. E Lori cu pupăză. A, Lori cu pupăză. Da, da, clar, atunci se vede. E sex toată ziua. Ia uite-l, dracu, ce bagă pupăză. Și că-i bag zbani. Ce bagă, Sergent, că eu nu văd nimic. Și mai sunt și îmbrăcați pe deasupra. Ia uite. Da, șeful, pe deasupra, dar pe dedesubt chigoi. Plus că pupăză e putere și eu tare în vână pupăză. Păi a dat el gaură la plin, da, și de 18, l-a prins într-o pamează la un tank. Și nu-i de la amărita asta de baligă. Șeful, poți mă duc să chem și pe Ema, că și e nebunită după telenovele. Dacă nu-i place de moare, auzi? Auzi? Cel mai bine. Cere-le caseta ca să te convingi. Că pe aia sigur se vede dacă e sex sau nu e sex. Dar eu nu cred că au făcut ceva, dragă. Da? Și atunci de ce a dispărut asta, dragă? De nebună, cine știe? Mama, am niște draci. Auzi? Dar ce-ar fi dacă am vedea caseta fără să știe nimeni? Draga mea! Drășcuță, cred că e cineva aici. Nu e dragă nimeni, a scârțit pat. Nu, e gonflabil, nu are cum să scârți. Ei, atunci înseamnă că poate ne-am scârțit nouă încheieturile, na? Vezi, ți-am spus eu, de-aia e bine înainte de ha-ha-ha, să ne încălzim bine. Scuța, e cineva aici, tu nu înțelegi? Uite la noi! Ce să uite, dragă, nu e nimeni, stai să aprind lumina. Continuați, nu vă jenați. Haideți, domn caporal, cum să continuăm cu dumneavoastră aici? Ce căutați aici? Asta ar trebui să vă întreb eu pe voi, nenorociților, că ăsta e cortul meu și al Loricica mea. Domnul caporal, v-a explicat șeful de 1000 de ori, nu mai e cortul dumneavoastră. Ne pare rău, dar așa e viața. Tristă, crudă și nedreaptă, trașcă. Într-un cuvânt de rat. În față asta au rămas toate amintirile mele cu Loricica. Și voi vă călăriți ca niște insensibililor. Lăsați, domnul caporal, poate să o întoarce. Da. O să mă întoarce, e furaș. O să mă întoarce. Dar de unde știți? Știu tâmpitele. Ai uitat că sunt pananormal? Eu cu Loricica, în patru, și ne-am iubit ca doi... Ca doi gogoștiuci? Gugușciuc, ești tu cu măta, drașcă. Noi ne-am iubit ca porumbiei, bă. Mă rog, continuați, că n-aș vrea să vă dau dracul libido cu prezența mea în cort. Cum am putea să continuăm dacă dumneavoastră sunteți aici? Dar ce are, dragă? Te împomeni că ești pudică, ți-ar votul al dracu. Te-am văzut de 432 de ori. Vă rog să... Boală și de spui atât. Tăi, scăde, crăp! Domnul caporal, vă rog să vorbiți frumos, da? Și în al doilea rând avem și noi nevoie de intimitate, da? Am să mă plâng la domnul comandant, da? Păi, spă, dracu, să te ia, trașcă, așa? Fii câine până la moarte. Avem echipă, avem valoare, suntem echipă, din Ștefan cel mare. Dar tu n-ai zis să știi, mă, tâmpitele, că tu ții cu Bonintinu, dă-te ia, dracu. Aici am petrecut cele mai frumoase amintiri cu Loricica mea. Doar nu mai are n-aș vrut suferința asta cruntă. Și tu mă gonești ca pe un
ca pe un gunoi, mă, bestie fără suflet, ce ardi de arbu. Cred că ar fi mai bine să lăsăm în seara asta aici. Haide, o seară nu murim. Ah, aici am trăit eu cu Luricica în patul ăsta ca doi... Ca doi... Ca doi porumbei, nu? Porumbei ești tu cu măta trească, că noi am trăit ca o știu ce, bă, tâmpitule. Domnul caporal, ați spus că e vorba doar de o seară. Erona trafică, tu înțelegi greșit ca de obicei. Ar fi practic imposibil să-mi reamintesc chiar toate amintirile plăcute pe care le-am petrecut împreună cu Loricica aici în capela. Faceți-vă comos, vedeți-vă de treabă. Ia, veniți eu cu acea aici lângă mine pe saltea asta mare. E extra large. Eu am comandat-o spre pentru Loricica. Să se simt să-și ia prințesă în pat, bă, trașcă. Un balig în ploaie. Iar butoal dracu. Vino, bă, coace, bă, vețivule. Treci, bă, aici lângă mine, lângă... Las-o pe aia, că nu, ți-a arăt eu o chestie tare. Hai, vino, coace. Hai, bă, ca cișa de elefantul pe saltea, dă-te-ai dracu. Lasă-l fapa, țachino, odată! Poate-ți uita, noi ne-am și căsătorit între timp, domnul caporal. Când, mă? Și-a venit și copii? Oh, Doamne, mă, ce ți-am greșit! Șeful, nu mai putem. Am ajuns la capătul răbdărilor, nu mai rezistăm. Păi dacă am ajuns să dormim cu el în pat, dacă am ajuns să-i mirosim... Hei, hei, trașcă, nu fi scârbos, mă! Da, am fut de alcool, șefa. Eu asta vreau să spun. La ce vă gândeați? Sau la de băutură. Olău, șeful, și încă cum? E varză, varză! Doamne ferește să nu facă vreuna de ea nefăcută. Ai auzit, mă? Ai auzit? Ai văzut acum de ce m-ați bat eu să văd ce s-a întâmplat la filmările alea? Zi, trașcă! Uite de aici! Na! Zi, ăștia fac sex sau nu? Zi! Ce mai contează, dragă? Au făcut, n-au făcut sex? Ideea este că ea l-a părăsit, iar ăla suferă ca prost. Ba, contează, dragă, contează. Că dacă Lori s-a culcat cu pupăză, ca o nemernică ce e, și Chiorete suferă ca un idiot, eu-l crăp, mă. Zi, trașcă, uite-te aici, e sex sau nu? Zi. Dați-o și eu, vă spun eu imediat. Nu pot, șefa, să-mi dau seama așa la televizor. Vă spun eu, dacă vedeam pe viu, era mult mai simplu. Așa? Bă, tu știi că nu ești prost deloc? Da. O reconstituire ar fi mult mai concludentă. O reconstituire? Exact, o reconstituire. Păi și de unde o iei tu, mă rog, pe Lori? Bă, tu ești chiar prost. Păi ce pe mine mă interesează să văd fețe? Nici nu am nevoie de personajele originale, mă. Pe mine mă interesează să văd dinamica păturii. Urcă, coboară, urcă, coboară. Înțelegi, mă? Șeful, este imposibil. Nu putem să o facem cu atâta lume de față. Nu putem. Oh, de căpul tău, trașcă. Șeful, să ne dați bani înapoi. Foarte bine, trașcă. Dacă n-ați vrut să faceți doar cu mine de față, faceți-o, mă, de față cu toată unitatea. Băi, trașcă, trebuie doar să mimați, mă. Pe noi ne interesează doar dinamica păturii. N-a zis nimeni, mă, să o faceți pe bune. Înțelegi? Dinamica păturii. Urcă, coboară, urcă, coboară. Înțelegi, mă? Da, șefa, am înțeles, numai că noi nu putem să mimăm. Pentru că noi ne iubim de adevăratele. Și noi, dacă ne înfierbântăm, nu ne mai oprim. Și am și eu cu Loricica. Dar ne oprim. Hai că nu e nimeni. Băi, dacă ne găsește comandantul aici, am pus-o. Mai taci, Kobe! Hai, uite-te și tu după casetă!
vezi, mama, că nici reconstituirea nu arată sex. Păi nu arată, George, că nu se mișcă mototolul ăsta. Ia dă-te-mă la o parte. Dă-te la o parte. Gogoașe, treci-mă tu. Treci, că de rebelion ai fost zeul sexului. Hai. Care ce? Ce, mă? Stai-o de aici, maidanezule. Hai, afară. Ce fac? Să știți că eu nu permit așa ceva. Sunt femeie măritată, am și unele obligații și nu-mi permit să-mi perferească autoritatea orice aurola. Nu aurola. Păi nici nu știi ce pierzi, făi. Că eu sunt zeul sexului, n-ai auzit? Măncuț-o, mă. Dar cu pupăzel vrei? Nu! Vă pupă, să tăi dreacu, ați bag seama că ți-a furat tot sex apelul zeul sexului. Asta-i faza, asta-i faza. Ia. Wow! Eu nici n-am observat în direct. Deci avea dreptate, Morlanu, mă. E sex în toată regulă, dragă. Uită-te și tu cum face pătura aia. Îmi pare rău, mă. Ia, stai, băi, deșteaptă. Stai, mă, că asta era imaginea cu tine și cu Chiorete. Pupă-ți abia cum începe. Ia, uite. Te pomenești ca tu și Chiorete. Ai nebunit, doamne, fer. E, acum te-ai liniștit? Nu, că nu se vede nimic clar. Hai mă, lasă-o încolo. Ăștia-s morți în comparație cu ce-am văzut eu mai devreme la tine și la Chiorete. Mă rog, eu sunt și profesionistă. Hai mă, nu mai fi fraieră, împacă-te cu amărâtul ăla, că n-a făcut nimic cu nimeni, ce naiba? Mișcă, am zis, e un ordin! Treci la sex! E un ordin, mă! Ce fac la un... E ordin? Ia uite al naibii! Gogoșică, ce-i face nevestii comandantului? Bă, ce meserie știe vagabond, abar n-am avut când stai de așa ceva. Dar ce mișcări execută, domn Sergiu. L-am notat tot. Da, dar nu e ca mine. Măi, mămică, tu ai nebunit? Mai tași naibii din gură și dă drumul la înregistrarea aia. Că nu stau aici toată ziua pentru o amărâtă de simulare. Tu nu vezi că amărâții ăștia nu sunt stare de nimic? Bă, eu am fost în stare, dar n-a vrut iepura, da? Gura, mă! Și ia, auzi, ieșiți voi afară toți, mă! Ia ieșiți afară, că nu-i circ aici! Hai, afară! Și eu, mamică? Și tu? Tu, deșteptule, filmezi! Cum să ieși afară? Ia ieșiți, mă, afară, că îi hibați actorii! Hai, mars! Bă, data viitoare, intrăm pe spatele scenei, vă luăm bilete, va piciorul. Nu mai așa afară! Tăiască-mi asta! Yo, zeul sexului, macho man. Nu pot. Păi ăla rămâne șocat dacă mă dau la el. Ți-am zis doar ce am pățit ultima oară când l-am chemat la masă. Tocmai asta e, treci și tu peste introducere. Deci nici nu știu cum să-i zic. Ei, las că găsești tu o soluție, că de-aia ești femeie. Hai că am plecat, ține-mi pumnii. Auzi, bănuiesc că diseară, dacă vă împăcați, trebuie să-mi fac de lucru, nu? Pa! Pa! Măi, mămică, tu e sigură că asta e simulare? Normal că e simulare, deșteptule. Ups, mi s-a terminat caseta. Vin în două secunde, să nu faceți nimic până mă întorc. Cam apatic, pupăzelule. Nu mai ești ca pe vremuri.
l-ai văzut pe... Iubi, iubi, nu e ceea ce crezi, pot să-ți explic. Iubi, iubi, mai stai mai să-ți explic, mai iubi, mai să-ți explic. Mai, o, că nu mai avem nici racord, mai. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Hai să vedem care pe care faci gelos. Mă, iubi, eu n-am vrut să te fac geloasă. A fost doar o încurcătură, măi, fata, măi, că... Floricica, te-ai întors. Hai să vedem ce... Și bine așa de brunetă, tu? Dar tu ce-ai stat, dragă, atâta la confort? Zici că ți-ar botul, Andrecu. Păi ce, noi avem nevoie de Lori, mă? Pe noi ne interesează fețele. Pe noi ne interesează să vedem dinamica păturii, mă. Nu fetele. Nu fetele. Prima dată a zis-o bine.